Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Deci s-a răspândit ieri ca foc un fân, panica scumpirilor la carburanți. N-am mai văzut cozi la benzinării ca aseară de pe vremea lui Ceaușescu, serios. Doar că atunci nu era deloc. Acum lumea se îngrămădea să cumpere la preț mare. Da. L-am sunat pe psihologul Gașpar Gheorghi. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce ni se întâmplă? Adică, după cum a observat adineaur un ascultător, ăsta e al patrulea episod de psihoză colectivă doar în ultimele zile. Pașapoarte, euro, pastile de iod, acum sal la benzinării. Care e problema? De ce această susceptibilitate la zvonuri în societatea noastră? Se pare că mintea noastră a devenit extrem de vulnerabilă și extrem de sensibilă la toate aceste știri care ne alarmează și putem înțelege de ce, pentru că într-adevăr suntem după 2 ani de restricții, după 2 ani de stări de alertă, acum ne aflăm și în criza în care la granița țării noastre se află un război și în astfel de situații de regulă mintea umană își pierde din capacitatea obișnuită de a se orienta prin lume și se activează mecanismele noastre automate de supraviețuire, care sunt de regulă de 2-3 feluri. Luptă, fugă sau îngheț. Și în momentul în care noi nu ne mai putem folosi cu adevărat rațiunea, partea logică, ca să punem un pic lucrurile în context, să vedem exact dacă sursa de informare este corectă, toate aceste mecanisme de supraviețuire preiau controlul asupra noastră, noi simțim într-un anumit fel și atunci ne implicăm într-o serie de comportamente care s-ar putea să nu denote prea multă logică sau prea multă rațiune, ci mai degrabă haos. Important de știut e că nu e nimic atipic sau neobișnuit aici, însă ar fi foarte, foarte important să nu ne mai lăsăm atât de ușor purtați de toate aceste impulsuri, de toate aceste emoții, ci mai degrabă să gestionăm altfel toate trăirile pe care le resimțim în corp, fără să reacționăm imediat la ceea ce auzim. Bun, dar nu e de învățat? Adică ființa... Oamenii au capacitatea să învețe din propriile experiențe, măcar dacă nu din experiențele altora. În urmă cu 2 ani au fost momente dintre astea de psihoză în care lumea s-a îngrămădit la supermarket să cumpere hârtie igienică sau, cum a pățit colegul nostru Luca, paste, spaghete și erau apeluri la înghețarea prețurilor, că aoleu, ce ne face, rămânem fără hârtie igienică. Ok, dar au rămas oameni fără drojdie. Da, bun, exact. Adică chiar toată lumea cumpăra toată drojdia posibilă din magazine. Nu mai găseai făină, nu mai găseai nimic. Și evident că lucrurile s-au rezolvat destul de repede. Adică, serios, n-am învățat din asta? Nu puteau învăța? Așa ar fi bine dacă ne-am dat voie să învățăm, însă noi românii nu suntem foarte generoși cu noi la capitolul învățare, pentru că de regulă atunci când ne confruntăm cu o situație de criză, atenția noastră și energia noastră se duc mai degrabă înspre exterior. Ce au făcut autoritățile, ce n-a făcut primarul, ce n-a făcut vecinul, nu prea stăm să analizăm propriul comportament. Pentru a putea să învățăm ceva din astfel de situații de criză, ar fi nevoie ca atenția să fie îndreptată asupra propriei persoane și să vedem care sunt concluziile, care sunt lecțiile de viață pe care le trasăm după o anumită perioadă dificilă. Însă nu știu câți dintre noi am stat și am analizat ce s-a întâmplat cu mintea noastră, cu emoțiile noastre, cu comportamentele noastre în perioada de pandemie. Din păcate nu avem acest obicei și atunci istoria se repetă. Și astfel de episoade crezi că s-ar mai putea întâmpla? Nu am niciun dubiu din moment ce noi nu învățăm să ne gestionăm altfel reacțiile automate, din moment ce nu avem o cunoaștere de sine ceva mai bine dezvoltată, din moment ce nu investim energie în a ne cultiva inteligența emoțională, noi suntem, comportamentele noastre cumva sunt la prada gândurilor și a emoțiilor noastre. Iar dacă eu nu-mi cunosc mintea și nu-mi dau seama că ar fi bine să nu cred tot ceea ce îmi spune mintea, pentru că mintea umană e cea mai mare fabrică de spus povești din lume. Și dacă nu-mi cunosc mintea, dacă nu-mi cunosc emoțiile, atunci mă voi implica din nou și din nou în aceleași comportamente. Iar atunci când ne confruntăm cu o situație de criză, comportamentele oamenilor sunt de două feluri. Haotice sau rigide. Haos s-a întâmplat aseară în momentul în care lumea s-a înghesuit la benzinării. Rigiditatea apare în momentul în care resping de tot realitatea. Nu se va întâmpla niciodată, nu e posibil și așa mai departe, care e un alt comportament extrem. Bine, mulțumesc foarte mult pentru explicații. A fost în direct în deșteptarea psihologul Gașpar Gheorghi. Avem timp să vă citesc un mesaj repede, da. Fiți atenți. Poveste trimisă de Cristian. Ce oameni buni. Să vă zic eu drama seară. Lăsați naibii prețul benzinei. Eu și nevasta suntem la regim și nu mâncăm după o anumită oră. Aseară a fost la doctor și m-a sunat să pun crem vârștii la fiert. E regim cu crem vârștii, înțelegi? După 30 de minute, nu erau încă ajunși acasă.
Zice, și apăreau pe hartă ca fiind încă în oraș. Îți dai seama, se duseseră, cremul și expandaseră. Știu asta pentru că pe telefonul celui mic am o aplicație de monitorizare. Așa că am sunat să văd ce fac. Și mi-au spus că sunt blocate benzile din cauza cozilor la benzinărit. Nu vreți să știți ce groază m-a luat. Dacă mâncam la ora stabilită fără ea, riscam scandal. Dacă o așteptam, riscam să zică gata, nu mai mâncăm. Am mai făcut din astea. E, uite aici panică, ne scrie Cristian. Cristian, eu sunt curios de ce faci tu cu crembuști, adică care e, cum faci să slăbești cu crembuști? Am chiar avut sunt curios. O perioadă. Așa, și? Și se vede. Mănânci crembuști cu muștar fără pâine. Am mai încercat. Până repet, trebuie să fie vreun secret. Nu e niciun secret. Nu e niciun secret? Aștept totuși de la Cristian. Cu carne, e regimul ăla cu brânzeturi, carne, fără pâine, fără alea. Te nenorociști, dar slăbești. Așa zici? Da. Bine, gata, încep. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.